să facem împreună parizer din făină de năut. Am aici făină de năut, voi cântări 100 de grame, voi pune la piept cu 400 de ml de apă. Apoi când va fi gata, se va îngroșa, după 7-80 minute, îl voi mixa 60 de grame de sfeclă roșie pe care am tăiat-o în bucățele, pentru că vreau să îi dea nu doar culoare, ci și să rămână bucățele în cazul în care rămân particule mici, ca să dea un aspect frumos. Secretul acestei paste sau acestui parizer este nucioara, usturoi granulat, ceapă granulată, mentă, coriandru măcinat și puțin fulgi de ardei cayen. Și bineînțeles o jumătate de linguriță de condiment de care doriți, eu am ales de mititei. Au trecut 10 minute, 3 linguri de ulei de măsline, o lingură de fum de drojdie, este opțional, dar mie îmi place să-i folosesc, o jumătate de lingură de sos de soia, un praf de nocșoară, usturoi granulat, 2 lingurițe, 2 lingurițe și ceapă, o linguriță mentă, o jumătate de linguriță curcuma și fulgi de ardei cayen îi voi pune după ce voi mixa. O linguriță de condiment pentru mici. Acum voi amesteca și apoi voi mixa pentru a crea aer, pentru a crea bule, o spumă. Voi pune, pentru început, 30 de grame de sfeclă roșie,